În episodul trecut, v-am lăsat în fața hotelului din Adana. Cu ajutorul oamenilor de la hotel, am parcat motocicletele într-o parcare subterană. În Adana, suntem la 70 de kilometri de granița cu Siria și vom sta 2 zile, pentru că are multe de oferit. Filmul ăsta conține mâncare. Cum ar fi șârdan, stomac inferior de oaie umplut cu orez, carne de vită, ceapă și pastă de ardei. Umplutură folosită și la kebi mumbar, care e făcut din intestine de miel. Terminăm cina cu midii cu orez și ciorbă de miel, kuzu ciorbașii. În drum spre hotel facem plinul și la dulciuri. Dimineața pornim spre Taj Durmaz, un drum care unește Kuşciular cu Belemedic. Este săpat în pereții defileului râului Chakit. Vind un drum greu, a fost adăugat în tură doar după ce m-am alăturat și eu. Ce se vede în față este Kapikaya Canyonul, cheile finale ale râului. Drumul nostru este după lanțul ăsta muntos. Ce se vede în dreapta e o turmă de capre care vrea să treacă drumul. Trecem ultimul pod peste Chakit și intrăm în munți. Aici suntem exact în capătul canionului. O să ocolim versantul și intrăm în defileu. Vremea nu arată chiar extraordinar, dar înainte de off-road mai avem ceva interesant de văzut. E vorba de viaductul Varda sau Gheaur Deche Viaduct, un viaduct făcut de germani pentru linia Istanbul-Bagdad. Cu o lungime de 174 de metri și o înălțime de 98 de metri, a fost construit în 7 ani, terminat în 1912 și este folosit și astăzi. După poza corespunzătoare, trecem prin micul tunel de la capătul podului și ne îndreptăm spre Taj Durmaz. Acest drum își ia numele de la localitatea de deasupra lui și cred că a fost folosit pentru construcția și inițial mentenanța căii ferate care trece peste viaduc. Urcăm pe coastă ca să avem de unde coborî în defileu, iar drumul devine bolovănos. Încet, cu antâia și cu piciorul pe frână, ne dăm drumul la vale. Noroc că sunt pomi care ascund hăul. Treptat, pomii se răresc și începem să ne dăm seama de adâncimea defileului. Impresia de aici e că dacă te lasă frânele, ai doar șansa să intri în cabană, pentru că după ea se termină pământul. Intrăm efectiv în canion, iar prăpastia din dreapta e cruntă și nici n-am ajuns la punctul culminant. Faptul că brazii se răresc și vegetația de pe margine dispare nu ajută deloc. Pantele devin tot mai abrupte, așa că lăsăm distanță între noi, ca să nu facem vreun carambol în serie dacă e să fie. Verificând ulterior pe harta topografică, am descoperit că până jos erau între 200 și 250 de metri. Bă, dar nu se oprește ca tot. Am zis oricum, la deală ți-a o zi întreagă. Da, eu zic asta e cu point of no return. Deci băieți, începe partea funny. Acum se și vede. Peisajul era spectaculos. Noi am apucat să-l vedem doar când ne-am oprit. Altfel nu-ți luai ochii de la drum. Băi, am ajuns! Acum am ce? Stai, încă n-ați văzut nimic.
Pauză, frățică. Hai. Băieții sunt la locul de pauză și eu vin tare din urmă. Oprirea nu e cel mai ușor lucru la înclinația asta pe terenul ăsta. Dar îmi iese și mă cobor cu grijă să nu ia la vale singură și mergem să evaluăm situația. Stă, dar cu emoții. Și mă duc pe marginea hăului ca să evaluăm drumul. Eu nu cred că le putem muta. Ba, da. Deci aia e toată bucata, da? Da, după aia, mai bine încă. Mai bine, tot felul de... Da, asta e cea mai aspră. Aici, 200-300 de metri. Cea e nasolă, cea mai nasolă. Și acolo, dacă l-ai scăpat, e dușit. Și acolo, trebuie să mergem pe lângă ea. Și începem să coborâm motocicletele ținute de spate. Presupun că dacă nu era prăpastia din dreapta așa de înspăimântătoare, am fi coborât fără susținerea morală din spate. Că noi, care țineam motocicleta, n-am fi putut să o oprim dacă o lua la vale fără frâne. Panta era abruptă, rău. În partea a doua, panta era mai moale, dar virajul spre stânga și gaura din fața motocicletei nu ajuta cu nimic. Coborârea motocicletei lui Mișu am filmat-o și pe prima porțiune de departe, să se vadă unghiul pantei și textura terenului cu pietrele care fugeau de sub roți. Moșu, despre tași urmați, decât că avem o recomandare clară. Haideți încoace! Înainte să coborâm și motocicleta mea, avem o discuție de principiu. Exercițiu de imaginație. Cum e la deal aici? Putem să urcăm motorul? Nu. Deci aici e la limita aderenței. Aici. Și... poate dacă, cum să zic, te riști și lași aerul pe spate, bun. Adică undeva la 1.6 pe spate, știi? Că... datorită greutății cu Delea Miciuci, că sunt o tonă care urcă pe aici cu Delea Miciuci. Și acum o coborâre văzută de la ghidon.
aici, drumul nu mai are o înclinație așa de mare, dar se îngustează și prăpastia e mai aproape. Aici mi-am dat drumul. Camera nu arată cu adevărat cum era drumul ăla strâmt, abrupt și săpat în peretele de stâncă. Bolovanii ăștia i-am văzut de sus și am crezut că n-o să putem trece pe lângă ei. Se pare că putem. Așa de strâmt, cu roata de spate blocată din când în când, e un act care strânge sfincterele. Al doilea maldăr de bolovani căzuți pe drum și nemișcați. Ar fi trebuit să ne dea de gândit. Sus, în dreapta, e linia ferată care vine de pe viaductul Varda și merge la Pozan. Și mai departe spre Konia. Reapare și vegetația, dar nu suficient de deasă ca să ne convingă să mergem pe dreapta. Preferăm apropierea peretelui de stâncă cu prețul pieptănării căștilor de pomi. Ajungi la o porțiune mai lată, oprim și scot drona, că trebuie să filmez bucata pe care tocmai am trecut-o. Fac aici o poză că era prea frumos peretele. Aici eram cam la 100 de metri de râu, iar valea arată spectaculos. Era timpul să plecăm mai departe. Mai aveam 9 km până în Pozanti. Da, nimic. Drumul, sculptat în stâncă, se vede în depărtare și arată super interesant. Da, da.
încă o grămadă de bolovani. O fi ceva? Mersul pe sub stâncă e extrem de interesant și, după cum se vede, ne cam înghesuim pe stânga. Trebuie să recunosc că tufele de Leandru arătau extraordinar în peisajul ăla sălbatic și erau multe. Deodată îl văd pe Pompei că oprește lângă o grămadă mare de bolovani. Ce, nu trecem? Top motoarele, descălecarea, o nouă provocare ne așteaptă. Ia să vedem ce avem noi aici. Na, s-a cam terminat. Un bolovan cât toate zilele blochează drumul și pe lângă el nu prea e loc. Vai de capul meu! Hai, hai la muncă, că dacă nu... Ce muncă? Ce vrei să facem? Ce vrei să facem? Dar eu nu știu. Trecem sau nu trecem? Dezbaterea a durat ceva vreme și am gândit toate variantele. Cum să trecem, că era strâmb de tot, iar să ne întoarcem, nu prea aveam cum. Țineți minte? Exercițiu de imaginație. Cum e la deal aici? Putem să urcăm motoarele? Nu. Da. A băut apă de aici. A? Vedem, ne căcăm de seară sau ne căcăm bine?